Salut, eu sunt Oana, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți. S-a încheiat anul acesta școlar. Știți ce înseamnă asta? Că a început vacanța de vară și cu toate că încă mai există anumite restricții, totuși poți face multe lucruri vara asta, deci am decis să fac un videoclip despre ce poți face. Să-i dăm drumul! Vara asta poți merge la munte sau la mare, poți face plimbări în natură, poți să mergi la o cabană dacă ai cabană undeva la munte, poți să mergi la țară la bunici dacă ai bunici la țară, poți să te plimbi în natură, poți să citești o carte, poți să înveți pentru BAC dacă urmează să ai BAC-ul anul viitor, poți citi lecturile obligatorii de la școală sau poți citi o carte pe care tu vrei să o citești de mult timp, poți să ieși cu prietenii. Îți poți redecora camera sau curtea dacă stai la casă. Întotdeauna ai vrut un perete plin de poze, well, acum ai timp să le scoți la imprimantă și să le lipești pe perete. Poți să-ți vopsești pereții din cameră, poți să organizezi chestii în dulap, poți să arunci lucrurile de care nu mai ai nevoie sau să le donezi undeva. Poți petrece timp în natură, ieși în curte, mergi în grădină dacă ai sau te plimbi într-un parc. Poți merge să vizitezi o chestie din natură, nu știu ce pădure de nu știu unde, sau chestii de genul. Ideea e că situația nu e atât de rea cum a fost și acum putem ieși din casă cât de cât avem timp liber și totul e relativ ok. Vreau să vă urez o vacanță plăcută și să vă încurajez să faceți lucruri interesante vara asta. A fost un videoclip foarte scurt, dar având în vedere că acum s-a încheiat anul școlar și că a început vacanța de vară, am spus să menționez câteva chestii pe care le-ați putea face vara asta. Ideea mi-a dat-o cineva în secțiunea de comentarii, deci mulțumesc frumos, puteți să-mi lăsați în continuare sugestii de videoclipuri. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share pe Facebook ca să mărim această mică comunitate, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți și până data viitoare, eu m-am dus, pa!